nu știu, un zgomot ciudat. Bună ziua! N-ați auzit noastră? Înseamnă că mi s-a apărut mie. Bună ziua! Da, da. Așa o chestie, o... Poate fi și o pasăre, ceva, nu e... Doamne, cât de frumos e drumul. Incredibil. Hai, uite ce e aici. Acum, ia uitați ce e jos. Extraordinar. Unde suntem noi acum? Unde suntem acum? Avem de coborât? Da, ia uite, domne. Sper că nu, pentru că altfel avem și de urcat. Nu acum. Dincolo, de pe creastă, direct la Muntele Roșu. Nu avem de urcat mult. Mai avem puțin, asta am spus. Puțin până pe creastă acolo, dar o facem așa, ușor, ușor. Și mai vine un pieptic și un pic și gata. Asta așa se întâmplă. Da, e mare, eu ce zic, acolo se vedea la pietrele alea. Noi suntem aici în cumpăna apelor, așa se numește. Stânga, cumpăna apelor, stânga, dreapta. Culme. Nu ăsta. În general așa se numesc astea, în stânga și în dreapta, cumpăna apelor, că... Pe el poți să mergi lejer, că te duce... Spinare, îi mai zice. Spinare. Ce vrea să spună acolo, la roșu? Nu, sunt toate patru. Și mai ăsta roșu singur aici? Nu contează, la mai... Sau uitați, și alte trei aici. Nu, s-au prostit și ei. Exact, exact. Nu, e clar că nu... E potec asta deocamdată. E bine. Faceți o fund, un dublu nod. A, uite pe acolo e dărâmat un pom, luați prin stânga. Din păcate mai și coborâm un pic, un pic și chiar așa e, mai după aia urcăm ce coborâm. Da?